Salut, eu sunt Ștefan și în acest tutorial vă voi învăța cum să exportați și să importați bookmarkurile sau semnele de carte cunoscute în limba română pe browserul Google Chrome. În primul rând, dacă doriți să afișați sau să ascundeți bara de marcaje, puteți folosi șorcatul Ctrl Shift B. Dacă doriți să exportați bookmarkurile, dați click pe meniul browserului, marcaje, manager de marcaje sau puteți folosi șorcatul Ctrl Shift O vi se va deschide un nou tab, manager de marcaje. Dați click pe organizați, exportați marcajele, selectați folderul unde doriți să salvați acest document HTML și dați save. Dacă doriți să importați bookmark-uri salvate de pe browserul Google Chrome, dați click pe organizați, importați marcaje dintr-o fișier HTML, alegeți fișierul și dați open. Dacă doriți să importați bookmark-uri de pe Internet Explorer sau de pe Mozilla Firefox, clic din nou pe meniul browserului, marcaje, importați marcajele și setările. Acum, dacă doriți, puteți să salvați motoarele de căutare, parolele salvate pe browserul ales sau istoricul de navigare. Nu ne interesează doar marcajele și preferințele. Alegem, de exemplu, Mozilla Firefox, dați click importați. Vi se va afișa acest mesaj, dacă aveți deja bookmark salvate pe browserul Google Chrome, atunci vi se va crea un folder cu bookmark importate de pe Firefox. Dacă nu aveți niciun bookmark salvat, atunci pur și simplu vi se vor afișa bookmark importate în bara de marcaj.